Andy, o întrebare pe care lumea o consideră de obicei simplă. Când ai avut gândul și sentimentul că ești făcut pentru ceea ce faci în prezent? Da, și e chiar simplă întrebarea pentru mine, pentru că știu exact momentul. Dar momentul ăsta s-a construit în timp printr-o serie foarte lungă de frustrări. Am fost frustrat pe sistemul educațional, fiind beneficiar al lui. Am fost frustrat pe anumiți profesori, am fost frustrat pe mine, pe situația în care mă găseam, pentru că în ce situație mă găseam? Eram student la contabilitate la Iași și nu înțelegeam ce caut acolo. Era o chestie de genul, mă uitam la ce spun profesorii și îmi puneam întrebarea dacă nu cumva am greșit sala de curs. Și la un moment dat, în mod aproape inconștient, am început să citesc căutând răspunsuri pentru mine. Și aș spune că am fost un prim membru al pieței pe care astăzi o servesc. Când spun prim membru, mă refer la faptul că nu mai știam dacă alți oameni atunci sunt interesați de aceleași subiecte. De dezvoltare personală, de autocunoaștere, de a înțelege cum pot eu să lucrez cu mine pentru a-mi depăși anumite frustrări. Frustrări, cum spuneam, legate de ce școală fac, legate de felul în care relaționez cu oamenii, legate de felul în care îmi gestionez emoțiile și așa mai departe. Și la un moment dat aveam un dosar cam atâta cu tăieturi din reviste și din ziare, dar asta se întâmplă undeva prin 95, 94, 93 chiar. De atunci a început interesul meu în a căuta lucruri care să-mi dea răspunsuri. Pe atunci reviste despre dezvoltare personală, despre management și așa mai departe erau două. Cărți despre dezvoltare personală erau una sau două, deci nu aveam prea mare acces. Însă începuse să se miște internetul prin 97-98. Dădeam la portar la laboratorul de informatică binețe și mă lăsa să intru acolo ca să caut pe internet tot felul de informații și am găsit. Când ai schimbat toate aceste frustrări, nemulțumiri ale tale în lucru efectiv realizat și în schimbare? În schimbare. Povestea e destul de simplă. Fiind student la Iași, am vrut să organizez la un moment dat un curs, neputând să mă duc eu în străinătate să particip la acel curs, am zis hai să aduc un trainer în România să-l organizez. Tematica era analiză tranzacțională pe vremea aia. Există și acum sistemul ăsta, e un fel de psihologie aplicată și am zis hai să-l organizez. Am convins un sloven, după mai multe zeci de mail-uri trimise așa, în aiurea, în internet, la diverse institute străine, a venit doar fiindu-i acoperit transportul și cazarea și am organizat un curs de 3 zile acolo, în Copou, la universitate, într-o sală. Au venit vreo 60 de oameni. Ideea este că corpul de clădire în care era organizat era corpul de la științe economice, unde eram și eu student. Și când oamenii au citit pe afiș analiză tranzacțională, n-au mai citit detalii. Și m-am trezit din 60 de oameni cu vreo 20 care habar n-aveau la ce au venit. Au crezut că e vorba de tranzacții economice. De fapt, era vorba de tranzacții comunicative. Cum anume să înțeleg oamenii mai bine unii cu alții. Dar în 3 zile, oamenii aia au rămas pentru că au fost prinși în proces de la început. Și a fost pentru prima dată în viața mea când am simțit acea energie atât de puternică eliberată brusc și foarte puternic în acea sală. Ai vorbit de energie, da, pe care o simți. Ca această energie să fie simțită, Andy, prin ceea ce faci zi de zi și acum la un anumit nivel, uh-huh, da? Uh-huh. De ce depinde ca energia aia să apară, să fie simțită, să existe între oameni? De dorința și nevoia de schimbare a oamenilor care vin. De felul în care oamenii se aleg ca să vină acolo și când spun se aleg, citesc un afiș, văd un anunț pe internet, cunosc speakerul și atunci decid dacă e pentru ei sau nu e pentru ei. Cred că 50% din reușita unei astfel de energii degajate într-un grup, o energie de creștere, o energie de cunoaștere, o energie de dorință de mai mult, jumătate e dată de mixul de oameni care ajung acolo, de prezența oamenilor potriviți. Cealaltă jumătate e dată de cât de bună treabă face liderul grupului, cum știe dinamică de grup și de valoarea informației pe care o livrează, de relevanța ei.
Eu cred că un eveniment de training sau o conferință sau un grup de coaching și așa mai departe este de succes în momentul în care mixează foarte bine astea două elemente, energia și informația. Când cele două elemente sunt foarte bine puse la un loc și livrate către grup, oamenii vor găsi relevanță, vor fi motivați, vor fi chiar inspirați, își vor dori să obțină mai mult. Și asta a fost ceea ce am simțit la acel curs de care spuneam, pentru prima dată în viața mea. Când oamenii au ieșit de acolo, unii aveau lacrimi în ochi. A fost atât de puternică experiența pentru ei, nu existau experiențe de genul ăla pe atunci. Vorbim de 97-98. Vreau să te întreb un lucru. Dacă prima ta experiență era un eșec catastrofal, ar fi fost încă o frustrare, frustrare care s-ar fi adăugat la lista de frustrări și care m-ar fi motivat și mai mult să continui să caut. Pentru că intuitiv oricum căutam ceva și căutam de ani de zile. Teancul ăla de articole tăiate din reviste, nu știam exact de ce le adun. Mă mai uitam pe ele din când în când, dar aruncam restul revistei. Este la fel de important ca un om să fie egal pregătit pentru eșec și egal pregătit pentru succes? Eu cred că răspunsul la întrebarea asta e mai nuanțat. E important ca un om să se motiveze și prin frustrare și prin dorință. În industria asta în care activez de self-help, de consultanță, de tot felul de sfătuitori și așa mai departe, e foarte fain să spui, domne, oamenii se motivează prin faptul că au o viziune și își doresc nu știu ce și se concentrează pe acea viziune și așa mai departe. În realitate nu e așa. În realitate, 70-80% din motivația umană este dată de frustrări. Este dată de faptul că nu-ți convine situația în care te găsești. Și primul lucru pe care îl știi este că nu-ți convine aia. Nu știi ce anume îți dorești de fapt în schimb. Știi ce nu mai vrei. Gata, s-a terminat, nu mai vreau chestia. Atunci începi să cauți. Deci, prima formă de energie pe care o avem majoritatea dintre noi este energia de fugă de. Nu mai doresc asta, vreau să ies de aici și am să mă zbat, am să dau cu capul de pereți, de pragul de sus, de pragul de jos, am să mă rostogolesc până când am să găsesc o soluție, o variantă, o idee. Și atunci când găsesc o primă soluție, încep să văd luminița de la capătul tunelului, încep să atrag resurse către mine și încep să-mi dau seama exact ce vreau. De asta când vorbim despre scopul în viață și tot felul de concepte din astea abstracte, eu le spun foarte clar celor pe care îi ajut și cu care lucrez. Dacă vrei să te îndepărtezi de ceva ce nu-ți mai dorești, pas cu pas, majoritatea oamenilor, pas cu pas încep să identifice ce anume de fapt îi reprezintă, ce reprezintă greuntele de unicitate din ei, cine sunt cu adevărat, dar asta se întâmplă prin muncă, se întâmplă prin încercare eroare la 95% din oameni. Numai vreo 5% sunt cei care știu de când au 2 ani că o să se facă doctori, că o să facă avocați, că o să facă nu știu ce altceva, mă refer profesional, ce o să devină. Marea majoritate a oamenilor au nevoie de doza aia de frustrare ca să știe de ce fug. Dar marea majoritate a oamenilor când întâlnesc acea frustrare nu îi rezistă. Și atunci se duc în lateral, în stânga, în dreapta, sus, jos, față, spate, se fug de frustrarea care de fapt conține lecția de care au nevoie ca să se autodescopere, ca să înțeleagă cine sunt. Ei, cei care au puterea de a rezista adversității și a spune nu, eu vreau să depășesc acest prag pentru că vreau să văd ce-i dincolo. Acei oameni sunt cei care își găsesc unicitatea, cei care devin performeri, sunt cei care devin ceea ce propun. Asta este definiția pe care o dau leadership-ului. Leadership înseamnă să devii ce propui. Punct. Asta e tot ce înseamnă. Și în momentul în care ai devenit ceea ce ai propus, influențezi pe alți oameni să obțină rezultate care corespund unei viziuni comune. Asta se întâmplă de fapt în leadership. Tu când devii ceea ce propui, înseamnă că ai trecut prin niște adversități tu însuți. Ai depășit niște praguri. Ți-ai vindecat niște răni. Iar toate astea se transformă în povești inspiraționale pentru cei pe care îi conduci. Dar asta presupune rezistență. Presupune să ai o anumită doză de perseverență în ceea ce ți-ai propus să faci și nu să fugi, imediat ce întâlnești o dificultate, fugi. Eu am o vorbă mai abstractă așa, spun că universul spune talpă. Îți spune talpă ca să te încerce. Adică lumea în care trăim îți oferă niște praguri ca să vadă cât de rezistent ești. Dacă le depășești, încep să vină resursele către tine ca să obții ce-ți dorești. Dacă fugi de ele, o să te învârți ca musca în cilindru, o să cauți tot felul de variante care nu sunt de fapt drumul tău.
Legat de perseverență, mi-a plăcut că exact atunci când am intrat în biroul tău am văzut un citat legat de ceea ce înseamnă să îți schimbi opiniile în timp, dar practic, legat de ceea ce spui, să perseverezi pentru un scop bun. Opiniile se pot schimba pe parcurs? Să schimbă mediul, să schimbă nivelul de informație pe care îl ai, să schimbă oportunitățile, dar principiile nu. Deci despre asta e vorba atunci când ne gândim, băi, ce-mi doresc eu de fapt în viața asta? Spun un secret, majoritatea oamenilor nu au suficientă tărie să persevereze numărul necesar de ore și durata în timp pentru a ajunge să se bucure de fructele strădaniei lor. E nevoie de aproximativ 5-6 ani de perseverență pentru a atinge măiestria într-un domeniu. Și asta nu spune Andy Secchi și atât. Sunt tot felul de cercetări făcute inclusiv la Harvard care arată că e nevoie de aproximativ 10.000 de ore și aproximativ 5-7 ani de practică relevantă într-un anumit domeniu ca să atingi excelența, să atingi măiestria în acel domeniu. Iar munca mea e despre performanță. De ce? Pentru că sunt pasionat de ea. Nu poți să obții rezultate pe termen lung în viața ta fără pasiune, dar nici fără perseverență. Ai nevoie de ambele ingrediente. Mi-aduc aminte că la o recepție Steve Ballmer, unul dintre miliardarii lumii, spunea ceva de genul, domne, când recrutez oameni, eu caut două lucruri. Caut pasiunea din ei, energia aia puternică, ce mie mi-arată că el va avea capacitatea să depășească praguri și adversități, și caut un fel de dosar de reușite în spate, un track record, cum spun americanii. Când există ambele combinate, înseamnă că am în fața mea un erou, un tip victorios, un top leader potențial. În momentele acestea de schimbare radicală în, cum să spun, viziunea de a face business la nivel mondial, încercările care sunt în piață, vreau să te întreb, Andy, care este părerea ta despre noul mod de a fi pregătit să faci diferite business-uri? Și mă refer la antreprenori. Uh-huh. Mai există știința faptului că este nevoie să mergi la universitate, să-ți iei o diplomă foarte riguros muncită și care să ateste capacitățile tale ca după aceea să intri în acel domeniu și să capi succesul? E foarte interesantă întrebarea, mai ales prin prisma unor articole pe care le-am scris pe tema educației în urmă cu vreo 6 luni și care, spre surprinderea mea, au atras cel mai mare număr de cititori pe blogul meu din cei 10 ani de când scriu pe blog. Deci, despre educație. Despre educație. Și despre business. Despre educație și rolul ei în dezvoltarea unei comunități de oameni cu spirit antreprenorial, unei comunități de oameni maturi care să ajute reciproc. Părerea mea e următoarea. Școala trebuie să formeze lideri. Punct. Adică oameni capabili să devină ceea ce propun. Când școala își focalizează atenția pe abilitățile de leadership, influențarea fiind una dintre ele, capacitatea de a gestiona timpul fiind una dintre ele, capacitatea de a fi creativ, inovativ și a dezvolta o viziune pe termen lung fiind una dintre ele. Astea mi se par 3 abilități din top pentru lideri. Când școala ajunge să dezvolte asta în copii, prin metode foarte specific focalizate pe acest scop, atunci școala își va face treaba. Până atunci, părerea mea este că elevii, studenții ar trebui să meargă la școală în afară de scopul clasic de a acumula informație, cu gândul să învețe genul ăsta de abilități. Să-și facă o agendă personală în sensul ăsta și să se folosească de sistem într-o manieră mai inteligentă decât sistemul însuși este capabil să ofere. Cu alte cuvinte, mă duc într-o colectivitate, da? Ce pot eu să învăț din lucru în acea colectivitate vis-a-vis de managementul timpului? Ce pot să învăț vis-a-vis de viteza cu care eu însumi pot să învăț? Ce pot să învăț despre eficiența mea personală, despre productivitatea mea personală, despre nivelul de performanță pe care e fezabil să mi-l doresc în viață? Ce pot să învăț despre lucru în echipă? Ce pot să învăț despre capacitățile mele de lider?
Orice om care merge la școală poate să aibă o astfel de agendă, dincolo de curriculă. Pentru că acum știm, școala continuă pe sistemul osificat și dinozauresc, care își continuă inerțial mersul, continuă să livreze informație. Dar informația în momentul de față a devenit extrem de accesibilă prin progresul tehnologic. Asta înseamnă că sistemul a rămas foarte mult în urmă față de circumstanță. Noi suntem acum într-un context sau într-o circumstanță care face sistemul să fie complet desuet. Și ce avem de făcut nu este să ne supărăm pe sistem, să ne supărăm pe istorie și să spunem, a, îmi bag picioarele, pentru că noi așa avem aici o gașcă de profesori care nu mai sunt ce ar fi trebuit să fie. Nu! Ceea ce putem face este să obținem maximul posibil din acea experiență în care oricum am intrat. Vorba populară, a intrat în horă, joacă. Dar joacă inteligent. Nu juca doar pornind de la premisa, băi, nu-mi place, așa că am să stau într-un colț rebel și n-am să fac ce mi se spune, sau am să joc, dar am să-mi fiu cu mintea în altă parte. Nu! Eu am folosit, de exemplu, sistemul educațional care m-a frustrat ca pe un contrast pentru a crea o alternativă la școala publică. Am creat Bootcamp University, care este, după 11 ani de muncă, o instituție pentru dezvoltarea liderilor și pentru creșterea antreprenorilor și pentru dezvoltarea psihologică a oamenilor cu spirit antreprenorial, care să devină lideri pentru comunitățile din care fac parte. Sunt sute de absolvenți pe an care trec prin mâinile noastre. Suntem o echipă de vreo 15 traineri, consultanți, facilitatori, membri ai staff-ului, care am construit ceva dincolo de o firmă de training. Am construit o școală de gândire. Și când spun școală de gândire, mă refer la faptul că toate temele pe care le abordăm, prosperitate, inteligență emoțională, relaționare eficientă, leadership, comunicare bună, public speaking, cum să înveți eficient, toate temele astea compun niște piese dintr-un puzzle care, în momentul în care este completat acest puzzle, îți garantează, și durează aproximativ 18 luni, îți garantează că ești la nivelul dezvoltării personale la un nivel de unde nu te mai poți întoarce. Pentru că noi instalăm obiceiuri. Nu mergem doar o săptămână la munte, facem un seminar și la revedere. Ne mai vedem eventual peste 6 luni, un an, când mai ai tu chef să investești în training. Nu. Este un program de tip membership în care oamenii beneficiază în fiecare lună de tot felul de structuri. Pe mail, video, audio, text, follow-up, coaching prin telefon, consultanță direct, venire la seminarii, la conferințe și așa mai departe, foarte bine structurate și secvențializate și legate între ele, astfel încât oamenii să nu investească prea mult timp, dar să investească un timp eficient care să le permită să rămână, cum ne place nouă să spunem, pe șine. Adică în momentul în care ai participat la un curs transformațional de o săptămână și ai fost cu 30 de oameni acolo și ai legat relații și cunoști din toată țara tot felul de indivizi interesanți care împărtășesc cu tine interese și valori comune, pentru că de-aia au venit acolo. Nu investește nimeni o săptămână dacă nu-i pasă de timpul, de ce ar putea să obțină cu timpul respectiv. Ei, în momentul ăla, când ai creat un astfel de network, există riscul să intri pe tiparele vechi și pe obiceiurile vechi. Și atunci nu îi lăsăm pe oameni după ce pleacă de izbeliște. Îi ajutăm, îi asistăm, la fel ca un sistem universitar, cu tot felul de seminarii, cu tot felul de cursuri, cu tot felul de follow-up, cu tot felul de programe așa bine structurate încât ei să poată să-și aleagă, dar orice și-ar alege să rămână de fapt în proces. Mai am o întrebare legată de business day. Te rog. Spune-mi, care este părerea ta legată de ce își propune Business Day să facă la nivel național ca format de conferințe? Cred că nu doar național. Cred că Business Day este deja un proiect foarte matur, îl cunosc foarte bine pe fondator, suntem prieteni și așa cum am mai spus și în alte interviuri, cred că Business Days este cea mai bună platformă din România de promovare a spiritului antreprenorial. Și am să spun de ce. Pentru că numărul de oameni care apar pe scenă și volumul networkingului care se poate produce la un astfel de eveniment este fără precedent. Și am atins două subiecte aici. Primul este inspirația pe care o poți obține de la niște indivizi care sunt carismatici, care au obținut rezultate.
Tu ca participant la astfel de conferință. Ce e foarte interesant și eu cred foarte mult în asta. S-ar putea să vezi 20 sau 30 sau 40 sau 50 de speaker și abia al 51-lea, chiar dacă spune exact aceleași lucruri care s-au mai spus, prin energia cu care o spune, prin carisma pe care o are, prin felul în care îți amintește ție de un alt lider care te-a impresionat, să spună un cuvânt sau o frază care se duce direct în sufletul tău sau care îți desface mintea în așa manieră încât tu să fii transformat. Iar numărul de speakeri care vin la Business Days permite genul ăsta de fenomen aha pentru orice participant de acolo. Și noi la Bootcamp University lucrăm cu 4, 5, 6 traineri. Nu lucrăm cu unul singur. Pentru că știm asta. Știm că fiecare discipol are mentorul lui cel mai bun. Și secretul este să creăm un context în care îl creăm. Și Business Days face asta. Al doilea lucru e networking-ul. Networking-ul este cea mai puternică pârghie către prosperitatea socială, din câte există. Dintr-un motiv foarte simplu. Tu poți fi cel mai bun expert din lume, dar nu poți să servești decât un anumit număr de oameni, punct. Și atunci, practic, tu vitregești într-un anumit sens comunitatea din care faci parte de expertiza ta, pentru că fizic, biologic, nu poți livra acea cunoaștere pe care o ai la un număr mai mare de oameni. Dacă însă îi înveți pe alții, dacă însă îți creezi o echipă și asta se face prin networking, dacă însă lucrezi într-o rețea virtuală în care tu vei livra ce știi tu cel mai bine și vei beneficia de la ceilalți de ce știu ei cel mai bine. Dacă faci lucrul ăsta, nu există limită de creștere. Pur și simplu ce ai de făcut este să te focalizezi pe ce știi tu cel mai bine și să livrezi la cel mai înalt nivel și să-i lași pe ceilalți oameni de încredere din echipa ta, din rețeaua ta, să-ți livreze ție ceea ce tu nu mai ai timp să acoperi. Dar ei, la rândul lor, beneficiază la nivel maximal de expertiza ta, iar dacă îi mai și înveți pe alții, atunci, spuneam, nu există limită. Iar Business Days face asta pentru că pune foarte mare accent pe networking. Și din punctul ăsta de vedere, e o platformă minunată. Am fost de la început prezent pe scenă la conferințele Business Days și îmi închipui că voi fi și în viitor și poate chiar în afara granițelor. Pentru că e un proiect care, cel puțin pentru Europa Centrală și de Est, eu cred că e nu doar o idee interesantă, ci un foarte util pod pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial. Andy, mulțumesc foarte mult pentru acest interviu. Dacă mai ai ceva de completat sau o idee pe care vrea să o exprimi, așa cum fac la toate interviurile, te rog să o spui. Am o idee. Ideea este că oamenii rezonabili, oamenii rezonabili în general se întreabă de ce, trag niște concluzii, asta spune Francis Bacon, și după aia acționează în consecință. Oamenii nerezonabili însă, mi se par mai interesanți, ei se întreabă de ce nu. Și trag și ei niște concluzii și acționează în consecință. Și cred că viitorul aparține oamenilor nerezonabili. Iar oamenii nerezonabili sunt, în definiția mea, oamenii cu spirit antreprenorial. Cei care spun, aici există o problemă, de ce nu ar exista o soluție în locul ei? Și acționează imediat în consecință și atunci întreaga comunitate din jur beneficiază de acest spirit antreprenorial. Și cred că pârghia principală a societății românești și în general a comunităților în dezvoltare este să creștem o pătură de oameni cu spirit antreprenorial care nu acceptă orice de-a gata, care sunt nemulțumiți într-un anumit sens, dar și fac ceva pentru a schimba acel lucru, adică și asumă responsabilitatea. Andy, a fost o plăcere, vă mulțumesc foarte mult. Cu drag.